Bun găsit tuturor! De astăzi începem o serie de emisiuni pe care le puteți urmări în fiecare săptămână, un proiect ambițios, o colaborare frumoasă între Antena 1 Sibiu și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Pentru că tinerii au nevoie de informație, tinerii sunt cei care construiesc societatea de astăzi și pe care mai târziu o vor conduce. Tinerii înseamnă foarte multă putere, înseamnă informație, vitalitate, energie. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu adună anual aproximativ 17.000 de tineri care vin de la Sibiu, care construiesc această societate și pe care, bineînțeles, o influențează. Pentru că ei vin din toate colțurile țării, vin din toate colțurile lumii și au viziuni diferite, de toate felurile. De aceea noi vrem să le cunoaștem în detaliu și mai ales să le sprijinim, să le aducem în fața dumneavoastră. Așa că dăm startul astăzi unei emisiuni, unei dezbateri, Student Focus. Și pentru că astăzi este o ediție festivă de început, am și invitat special, așa că dați-mi voie să vi prezint pe invitații mei de astăzi. Prima dată trebuie să introduc casa noastră de astăzi, domnul profesor inginer doctor Ioan Bondrea, rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Bine ați venit în universitatea noastră. Cu drag și vă mulțumim pentru invitație. Mai departe o să vi-l prezint pe domnul profesor universitar doctor, domnul Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu. Mulțumesc pentru invitație. Am plăcerea să vi-l prezint pe domnul Oswald Kölb, director general Continental Automotive Systems Sibiu. Este cu noi și domnul dr. Ilie Vonica, președintele grupului Polisano. Mulțumesc pentru invitație. Și desigur domnul profesor universitar dr. Ghiță Bârsan, rector comandantul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bolcescu. Bună ziua, am onoarea să vă salut. Vă spun tuturor că fiecare ediție se va desfășura în locații diferite, veți avea parte de foarte multe surprize din partea noastră și, bineînțeles, subiectele vor fi numeroase. Așadar, rămâneți cu noi. Astăzi am ales să dezbatem tema implicării comunității în activitatea studenților și mai ales ce oferă studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu și nu doar comunității sibiene. Așadar, am să îi dau cuvântul acum gazdei noastre de astăzi, domnul Ioan Bondrea, pentru că trebuie să vorbesc cu dumneavoastră și nu doar, o să vorbim cu toții, despre implicarea societății și în special a Sibiului în formarea studenților din Universitatea Lucian Blaga și mai ales despre cum se implică Universitatea Lucian Blaga în construirea acestei comunități, acestei societăți în care trăim. Da, înainte de toate, mă bucur că iată startăm această emisiune împreună și aici suntem parteneri și oameni care nu numai sprijină universitatea, dar au înțeles și rolul universității în orașul Sibiu și în județul Sibiu. Mă bucur că sunt alături de oameni care, nu doar prin vorbe, ci prin fapte, au demonstrat că universitatea e un factor de progres, atât în zona economică, dar și în cea științifică și culturală. Sigur, noi ne-am definit ca un pilon important al cetății și asta dorim să fim și încercăm prin aceste parteneriate să ajungem la același țel. Și mă bucur că avem același țel noi și cei din piața reală, din instituții, din companii, instituții publice, locale, județene. Și țelul nostru comun este acela de a avea absolvenți bine pregătiți. E un țel pe care ni-l dorim și noi, dar cu siguranță și-l doresc și angajatorii, pentru că nu-i așa, își doresc în prima zi să aibă un absolvent care să muncească din prima zi, să dea rezultate, să fie un om deschis, un om de echipă. Și pentru asta, în schimb, angajatorii și partenerii noștri și-au dat seama că trebuie să investească în pregătirea lor. Despre toate lucrurile acestea vom dezbate puțin mai târziu, pentru că nu pot să-i las fără să-mi spună același lucru și pe ceilalți invitați pe care îi avem astăzi. Așadar, domnule Cindrea, aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră implicarea studenților în comunitatea sibiană ca președinte al Consiliului Județean. O să încerc să abordez din punct de vedere al administratorului de județ.
fiindcă dubla calitate de profesor și de președinte mă obligă să fiu neutru în ceea ce spun. Nu putem să avem dezvoltare într-o localitate sau într-o zonă dacă nu ai învățământ, și în special învățământ superior. Fără învățământ superior și un învățământ superior de calitate, investitorii, fie că sunt autohtoni, fie că sunt veniți din alte zone ale lumii, nu investesc. Fără forță de muncă nu pot mișca lucrurile și companiile nu își pot realiza obiectivele economice. Elementul sau motorul dezvoltării excepționale a Sibiului din ultimii ani a fost Universitatea Lucian Blaga și celelalte trei universități, Academia Trupelor de Uscat, care au fost un motor extrem de important în dezvoltare. Toți investitorii cu care am intrat în contact întreabă: învățământ superior aveți? Ce pregătiți? Ce pregătiți? Și le spunem: ingineri, economiști, juriști, medici și așa mai departe, ofițeri, deci în toate domeniile. Și mai întreabă un lucru: aveți capacitatea în învățământul superior și preuniversitar de adaptare a programelor de pregătire la nevoile noastre, ale lor, ale investitorilor? Și le-am spus da, fiindcă universitatea, universitatea face acest lucru și a face de mult cu succes. Exact. Mulțumesc foarte mult, domnule Chiolba, am să trec la dumneavoastră, pentru că trebuie să vă întreb de ce ați ales Sibiul să investiți aici și mai ales să lucrați atât de bine cu studenții de la Universitatea Lucian Blaga. Puteți să vă imaginați că un concert atât de mare pe cum Continental? Există o grămadă de cerințe, un catalog mare. Este vorba de temele infrastructură, logistică. Și cum putem să știm sigur că pe viitor o să avem parte de mulți aplicanți? Atunci când ne-am hotărât în 2003 să venim aici la Sibiu, se punea problema să mergem mai multe orașe de fapt, din țară. Am cântărit toate avantajele și dezavantajele, dar unul dintre cei mai importanți factori a fost faptul că am fost foarte bine primiți aici la Sibiu. A fost contactul acesta personal cu universitatea, cât și cu administrația. Mulțumesc foarte mult și o să discutăm, o să detaliem puțin mai târziu, pentru că o să vă întreb și mai exact cum, în ce fel proiectele dumneavoastră dau roade, se pare deja. Am să trec la domnul Ilie Vonica, pentru că trebuie să-l întreb. Este o implicare foarte puternică pe care o aveți cu studenții și mai ales ați creat foarte multe programe împreună cu Universitatea Lucian Blaga. Aș vrea să vă întreb cât de puternică este această legătură și mai ales cum îi vedeți pe tineri și cum vedeți această colaborare pe care o aveți cu Universitatea. Colaborarea Spitalului Clinic Polisano cu Universitatea a început de mai mult timp, dar în ultima perioadă s-a intensificat foarte mult și din acest an suntem spital clinic, practic cu Universitatea, cu domnul rector Ionică Bondrea, cu Facultatea de Medicină, cu domnul decan, am reușit să aducem în cadrul universității această infrastructură medicală excepțională, în așa fel încât studenții și cadrele medicale să aibă posibilitatea să își dezvolte cariera profesională și să aducem un aport semnificativ la pregătirea lor pe viitor și, bineînțeles, că o parte dintre ei să lucreze în cadrul spitalului nostru. Sigur că colaborarea este pe mai multe paliere, academic, în cercetare, în zona proiectelor europene și așa mai departe. Avem o colaborare multidisciplinară cu universitatea, încercăm să găsim soluții și, bineînțeles, acum fiind spital clinic, avem o serie de specialități clinice prin care studenții o să funcționeze în cadrul spitalului nostru. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Trebuie să trec la domnul Ghiță Bursan, pentru că trebuie să vorbim și de Academia Forțelor Terestre. Academia este o parte, un sector care ne interesează foarte tare, pentru că ne apără, practic, nu? Și vreau să vă întreb, este destul de recentă colaborare pe care o aveți cu toate universitățile din Sibiu. Din câte știu, la inițiativa domnului Ioan Bondrea, toate universitățile au făcut un fel de act de colaborare și iată acum colaborați. Cum vedeți această colaborare cu Universitatea Lucian Blaga? Se mulează pe stilul pe care îl aveți dumneavoastră, puțin mai practic, să recunoaștem? Cu siguranță, parteneriatul pe care l-am semnat împreună cu Universitatea Lucian Blaga și cu celelalte universități din Sibiu ne-au condus către o accelerare a procesului de integrare a Academiei Forțelor Terestre în cadrul comunității sibiene. Pentru că
Studenții noștri, dincolo de viitori ofițeri, sunt educatori și cetățeni ai României. Ei trebuie să conștientizeze locul din care au plecat, din care au învățat și vor fi ambasadorii acestui oraș în țară, dar și peste hotare. Totodată, noi credem că prin parteneriatul pe care l-am semnat am adus o credibilitate, o nouă credibilitate, am adus calitate activităților și acțiunilor comune pe care le-am desfășurat și aici nu este numai un parteneriat între universități, este un parteneriat între universități și autoritățile publice locale, între universități și companiile private, pentru că, vedeți, alături de noi sunt actori importanți ai societății de astăzi. Aș vrea să vorbesc acum cu domnul Kolb, pentru că vorbeam despre această colaborare pe care o aveți. Și aș vrea să-mi detaliați puțin programele pe care le-ați creat, special pentru studenți, pentru că știm cu toții, sau dacă nu știți, vă spun eu acum, Continental Automotive Systems Sibiu, și nu doar Sibiu, ține foarte mult cont de studenți, de dorințele, nevoile studenților. De aceea au creat o serie, anual se creează o serie de întrebări la care îi răspund pentru a face niște sondaje de opinie în rândul studenților, pentru ca nevoile lor să fie satisfăcute în totalitate. Așadar, am să vă rog să ne vorbiți, să ne dați mai multe detalii despre aceste programe. De când am început aici în 2003, avem o colaborare cu universitatea. După cum v-am spus de la început, a fost o colaborare și personală și profesională foarte bună. În momentul de față avem angajați peste 900 de ingineri, deci este clar care este focusul nostru și pe viitor. În primul rând oferim cursuri speciale în domeniul automotive. Pe de altă parte oferim și internship-uri și cursuri de vară. Studenții lucrează deja din timpul universității la noi, pot să câștige ceva bani și învață mai mult în domeniul practic deja din timpul universității. Mulțumesc în numele comunității pentru că ați ales Sibiul. Trebuie să spun lucrul acesta și sunt convinsă că și domnul Ion Vândrea vrea să spună ceva apropo de lucrul acesta. Aici aș vrea să intervin pentru că domnul director Kolb a amintit de când am intrat în emisie de două ori anul 2003. Iată anul acesta și sperăm că împreună, ca și parteneri, vom sărbători cei 10 ani de existență a Conti în Sibiu. Vreau să vă spun că există și Continental a pornit din Facultatea de Inginerie, pentru că înainte de a-și termina plantul în construcție, au funcționat la noi în facultate în trei laboratoare. Putem spune cu mândrie că există un parteneriat câștigător de ambele părți și această experiență bună o împărtășim tuturor. Apropo de aceste investiții și de toți investitorii care vin la Sibiu, aș vrea să vorbesc acum cu domnul președinte Cindrea, pentru că știm deja că zona de vest a orașului are o dezvoltare foarte puternică și în special industrială. Majoritatea locațiilor sunt deja ocupate de investitori străini, după cum bine știm. Să nu uităm că șomajul este aproape zero la nivelul municipiului. Acest sondaj îl avem în ultimul timp. Dumneavoastră, în calitate de președinte al Consiliului Județean, aveți pregătite și alte zone în județ unde s-ar putea crea noi parcuri industriale? Cu siguranță suntem în fața unei provocări. Dacă Sibiu stă bine în ce privește ocuparea forței de muncă, dezvoltarea economică, municipiul Sibiu, aceleași lucruri nu le putem spune pentru celelalte zone ale județului. Cu cât te îndepărtezi de Sibiu, crește șomajul și multe industrii din localități, din orașele mai mici din județ, e vorba de cele 9 orașe care sunt în componența județului, au pierdut aproape integral locurile de muncă. Există tradiție, există forță de muncă, chiar tânără, există capacitate de pregătire pentru învățământul preuniversitar și universitar în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga. Există o provocare în ce privește îmbunătățirea condițiilor de infrastructură, provocarea noastră să atragem investitori în acele zone. Mă refer la Agnita, la Vrig, la Cisnădie, la Dumbrăveni, Copșa Mică, Miercurea Sibiului, Săliște, Ogna și așa mai departe. Ce am făcut? Am pregătit parcuri și zone industriale și suntem în faza de atrage investitori cărora să le oferim cele mai bune condiții de investiții în aceste zone, fiindcă au
utilitățile rezolvate și există resursa umană necesară. Sper să reușim. Sper că și relansarea economică națională și zonală ne va ajuta în grăbirea acestui proces, la care se adaugă... În continuare Sibiul sau județul nostru, credeți că investitorii vor alege în continuare? De ce ar trebui să aleagă Sibiul? Eu cred că da. Acum nu sunt investitor, investitorul este în dreapta mea și poate să spună mai bine. Eu cred că pe lângă oportunitățile de investiții, aceste zone, parcuri industriale dotate cu utilități, care e cea mai ieftină investiție, forță de muncă și capacitate de pregătire, un criteriu important sunt căile de comunicații și telecomunicații, să ajungi repede la investiție, să te legi cu firma mamă. Toate îndeplinesc aceste condiții și eu cred că pot să asigure. Stabilitatea legislativă începe să se așeze și fiscalitatea și costul forței de muncă este mult mai mic în țările cu un nivel de salarizare mai mare. Sunt criterii care le au investitorii în analiză și care îi determină să așeze sau nu. Sper să reușim să oferim cele mai bune condiții capitalului. 50% problema e rezolvată. Noi vrem. Trebuie să mai vrea și ei. Mă gândesc și la alte motive. Putem să luăm ca motive și aeroportul, de exemplu? Faptul că Sibiul are un aeroport. Aeroport, autostradă. Exact. Autostrada, ți-au dat în folosință 120 de kilometri de autostradă spre vest. În 2015 vom circula spre vest pe autostradă. Aeroportul, suntem într-un proces de dezvoltare a numărului de curse și destinații noi și spre alte zone, și spre Germania, dar vrem și spre Spania, Italia, Marea Britanie vom semna contractul săptămâna viitoare, Parisul, care aduc potențiali investitori. Și nu doar, sperăm să aducă cât mai mulți studenți, să nu uităm de... Să nu și ne turiști, de tema. Și turiști, mai ales turiști. Și turiști. Despre turiști chiar vom discuta într-o emisiune viitoare. Acum aș dori să vorbesc cu domnul doctor Ilie Vonica, pentru că este vorba despre investiție românească, 100%, despre muncă din primul moment, despre faptul că ați făcut această investiție și iată cum vă gândiți și la studenți. Aș vrea să-mi dați mai multe detalii despre exact cum i-ați ajutat pe studenți. Vorbeam despre faptul că este amenajat un întreg etaj pentru studenții la medicină, da, domnul Bondrea, spun bine, și pe lângă lucrul acesta, studenții au posibilitatea apoi să vină să lucreze în clinica Polisano. Aș vrea să-mi spuneți mai exact cât de mare este acest ajutor pe care știm cu toții că îl oferiți de fiecare dată. În primul rând, acest parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga este benefic și pentru noi și pentru universitate și, în primul rând, pentru studenți, pentru cadrele didactice care lucrează în cadrul Spitalului Clinic Polisano. M-am gândit de la început să amenajez un spațiu pentru o viitoare colaborare cu universitatea și avem la etajul 7 două săli de conferință unde pot să participe aproximativ 150 de studenți pentru cursuri sau pentru lucrări practice, unde avem infrastructura ca să poată să vizualizeze intervențiile chirurgicale live, de unde profesorul să transmită studenților timpii operatori, incidentele, accidentele care se pot întâmpla și finalitatea unei intervenții. În afară de studenții care vin la stagii la noi, am inițiat anumite acțiuni, cum ar fi școala de iarnă, care va avea loc peste o săptămână, practic din 8 în 15 februarie, se va derula în cadrul Spitalului Clinic Polisano, școala de iarnă. În această perioadă am decis să facem o școală de iarnă pentru imagistică, avem cea mai modernă imagistică din România și la nivel mondial, cele mai bune aparate, unde conferențiarul dr. Șanta va conferenția o săptămână și alți doctori pentru acești studenți să se familiarizeze cu noutățile în imagistică. În vară avem un alt proiect, o să facem școală de vară pe o altă specialitate. Pe urmă, împreună cu Universitatea Lucian Blaga, cu domnul rector, cu domnul decan, cu Facultatea de Medicină și Farmacie, am organizat câteva simpozioane internaționale pe diverse probleme, pe chirurgia toracică, pe neurochirurgie. Acum pregătim un congres de chirurgie cardiovasculară și avem parteneriate cu Facultatea de Medicină din Viena, cu Facultăți de Medicină din străinătate. Eu aș vrea aici să îl completez pe domnul doctor și să remarc în același timp și să-l felicit pentru strategia pe care o aplică. Degeaba avem investiții în echipamente dacă nu avem și în resursa umană. Și politica pe care o aplică la Polisano e aceea de a atrage doctori renumiți, doctori tineri,
pe care apoi noi să încercăm să-i introducem și în viața academică, în facultatea de medicină. Pentru că e important să avem acum, în aceste momente, când foarte mulți medici de-ai noștri pleacă în străinătate, să revină tinerii noștri din străinătate, bine pregătiți, foarte bine pregătiți, și să aducă valoare aici, în Sibiu, în Polisano și în Facultatea de Medicină. De altfel, am observat faptul că primiți tineri absolvenți, că medicii, dintre cei mai tineri, sunt o prezență obișnuită în Spitalul Clinic Polisano. Ne bazăm foarte mult pe tineri. Pot să vă spun că în cursul lunii februarie, tineri români care lucrează în străinătate vor veni să facă operații pentru copii pe cord deschis. Se vor face între 10 și 15 operații pe chirurgie cardiacă pediatrică. Este un foarte bun specialist din Bristol, din Anglia, Șerban Stoica, un eminent chirurg, care vine într-un parteneriat cu doctorul Liuba, un alt român care conduce un centru de cardiologie intervențională din Lund, din Suedia, și vor veni și o săptămână vor opera chirurgie cardiovasculară sau cardiologie intervențională pentru copiii cu nevoi sociale care, bineînțeles, au o patologie cardiacă majoră. Facem acest lucru fără să percepem niciun fel de taxă de la nimeni, încercăm să aducem lucruri importante pentru oamenii care au probleme și care au nevoi, și facem acest lucru în parteneriat internațional. Avem un parteneriat la fel de interesant cu Universitatea de Medicină din Viena, cu ACHU, de unde o seamă de mari profesori vin în cadrul spitalului și în cadrul universității și sunt visiting profesori și vor conferențiar la studenți, și bineînțeles că toată lumea are de învățat, toată lumea are de câștigat experiență din experiența acestor somități internaționale. Pentru că suntem în zona medicinei, aș vrea să mai completez un lucru important pentru studenții noștri, chiar pentru comunitatea locală. Cu sprijinul Consiliului Județean și al Spitalului Județean, suntem în faza de finalizare a reabilitării centrului stomatologic, unde cu sprijinul nostru și în acest parteneriat Consiliul Județean Universitate vom aduce acel centru la un nivel înalt de dotare și vor beneficia, așa cum am spus, cei din comunitatea locală în serviciile pe care studenții noștri, colegii de la Facultatea de Medicină vor face acolo. Trebuie să vă spun că vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste detalii. Rămâneți cu noi pentru că revenim după o scurtă pauză de publicitate. Revenim cu invitații speciali pe care i-am astăzi și mai ales cu întrebări din public, pentru că studenții sunt o latură importantă a emisiunii noastre. Am revenit, vă readuc aminte, sunteți la Student Focus, pentru că ținem dezbateri și astăzi, fiind prima ediție, trebuie să întrebăm și studenții, pentru că au păreri și sunt convinsă că ne vor spune lucruri frumoase și mai ales de ce au ales Sibiul. Și am să vorbesc cu domnișoara chiar de aici, de lângă mine. Spune-mi, te rog, cum te numești și de ce ai venit, de ce ai ales Universitatea Lucian Blaga din Sibiu? Bună ziua, Irina Badea mă numesc. Sibiu a fost o alegere de ultim moment. Până atunci știam sigur, merg la București, după aia în străinătate. Până când, cu o săptămână, dacă nu mai puțin înainte de examenul de bacalaureat, am venit în excursie la Sibiu și m-am îndrăgostit. Vroiam jurnalism. Știam sigur că vreau jurnalism, am intrat pe internet, am văzut că există facultatea de jurnalism, acum e actual departament, și am rămas aici. Cu alte cuvinte, a fost și destinul, nu? Da. Cum te simți acum la Sibiu? Mă simt foarte bine și nu regret. Aș vrea să mai vorbesc și cu un student care vine din străinătate, se numește Ken și trebuie să-l întreb de ce a ales să vină în România și în special în Sibiu. Bună, mă numesc Ken, studiez la litere și arte. De fiecare dată când cineva mă întreabă de ce am ales să rămân în România, nu știu ce să răspund, pentru că am trăit foarte multe experiențe frumoase și sunt multe de spus. Eram acum 2 ani deja și eram într-un internet cafe și aplicam pentru ca să studiez aici.
acum deja te simți român, cred, pentru că deja vorbești foarte bine română, drept pentru care am să vă rog să-l aplaudați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult! Trebuie să vorbesc și cu un student la Academia Forțelor Terestre, pentru că îi avem aici între noi și pentru că ne asigură aplauzele și nu doar, ci protecția, nu? Desigur. Așa că am să îl întreb pe studentul de aici, de lângă mine, de ce a ales Academia Forțelor Terestre. Sărbămile, mă numesc Alin Rentea, sunt student la Academia Forțelor Terestre. În ciuda faptului că vin dintr-un mediu civil, nu am făcut, spre deosebire de mulți colegi din Academie, nu am făcut liceu militar, am ales din dorința de mai bine. Mereu am vrut ceva mai mult, pentru că am considerat că Academia Forțelor Terestre, competitivitatea te dezvoltă, te face să fii mai bun, mai rapid, mai puternic, atât pe plan fizic, cât și pe plan academic. Și cu ajutorul domnului general Bârsan, am reușit să participăm studenții, să participăm la programe de mobilitate Erasmus, precum și la programe de pregătire militară cu Academia Militară din Austria, ceea ce ne dezvoltă ca și indivizi și ca și studenți. Iată, din nou avem lucruri interesante, pentru că studenții Academiei Forțelor Terestre se pare că au Erasmus și profită de lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult și pentru că am aici o fată studentă la Academia Forțelor Terestre, nu este singura, trebuie să vă spun, trebuie să o întreb de ce ai ales Academia Forțelor Terestre și mai ales cum te simți. Nu este dur programul pentru o fată? Este dur, însă este și frumos. Numele meu este Alina. Am ales cariera militară din considerații personale. Am vrut de la mine să mă dezvolt la un nivel profesional foarte înalt și învățământul superior militar românesc oferă această oportunitate. De aceea am ales cariera militară. Bineînțeles că este greu, este nevoie de multă voință, de multă muncă, de determinare, însă există și satisfacții nenumărate. Care ar fi acelea? Chiar mă interesează. Dezvoltare personală, dezvoltare profesională, siguranța unui loc de muncă, faptul că pot pune la dispoziție calitățile în activități care să conteze. Și desigur cred că o femeie devine mai puternică, nu? Absolut. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să mă întorc la domnul comandant Chiță Bârsan, pentru că spuneau studenții mai devreme despre faptul că aveți program Erasmus și aș dori să-mi spuneți câți studenți sunt la Academia Forțelor Terestre și mai ales de ce programe beneficiază. Academia Forțelor Terestre se distinge printr-o misiune unică în peisajul universitar românesc. Formăm ofițeri de comandă prin studii universitare de licență, prin intermediul a trei programe, trei specializări universitare, managementul organizației, management economico-financiar și administrație publică și patru programe de masterat, leadership organizațional, managementul capabilităților organizaționale, management și tehnologie, respectiv intelligence în organizații. Spuneam că suntem unici, ne dezvoltăm în peisajul universitar românesc, dar cu dorința de integrare în parteneriate comune, și acest parteneriat pe care l-am semnat anul trecut este un exemplu. Vrem să ne integrăm în spațiul european al învățământului superior. 10% dintre studenții Academiei Forțelor Terestre de la studii universitare de licență studiază în străinătate, în academii similare, cu rezultate foarte bune. Iar gradul de încredere ridicat acordat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau rezultatul evaluării externe de către Asociația Universităților Europene sau premiul pe care l-am obținut anul trecut pe internaționalizarea programelor de studii, premiul Socrates pentru Academia Forțelor Terestre, sunt doar câteva dintre elementele care în plan național, dar și internațional ne impun ca partener credibil și ca un loc în care te poți dezvolta în jurul unor valori care sunt unice, patrie, onoare, datorie, nu sunt doar vorbe, sunt virtuți pe care încercăm să le clădim în sufletul acestor copii, pentru că de aici vor pleca tineri. Mai vreau să mai adaug ceva. Certificarea rezultatelor muncii noastre o facem și în teatre de operații. 80% dintre ofițerii armatei române participanți în teatre de operații Irak, Afganistan, Africa, sunt absolvenți ai Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. Și nu cred că ați auzit despre ei decât cuvinte de laudă. Sunt ambasadorii acestui oraș, sunt ambasadorii școlii românești, sunt ambasadorul României. Trebuie să le oferim un rând de aplauze pentru că merită într-adevăr. Iată, domnilor, Sibiul nu este doar un centru cultural, nu este doar o capitală culturală, poate deveni și deja este o capitală a educației. Putem vorbi despre Sibiu ca un centru cultural? Domnule Bondrea, aș vrea să vă întreb dacă putem să devenim mai puternici decât atât. Se poate? Sigur, eu consider și cred că și
domnul rector Bârsan, mai ales ascultându-ne studenții și întotdeauna când ascult studenții mei, sunt mândru că sunt dascăl aici în Sibiu și putem cu certitudine spune că suntem un centru universitar puternic și de aceea lumea ne caută. Suntem angrenați atât în proiecte de cercetare internaționale, cât și naționale. Suntem, nu-i așa, partea Sibiului care, nu numai că a fost, dar este o capitală culturală a Europei și nu numai. Pentru că, iată, în Sibiu funcționează primul institut Confucius din România. Iată că peste 1000 de cursanți participă la cursuri de chineză. Iată că în Sibiu avem parteneriate cu universități din America Latină, din Asia și cu siguranță această cooperare între universitățile noastre și autoritățile locale și companiile vor da rezultate nu numai într-un viitor apropiat, dar și unul îndelungat. Pentru că ați rostit numele companiilor și pentru că am vorbit mai devreme, aș vrea să-l întreb pe domnul Kolb. A fost un motiv acela că se vorbește că există o mare comunitate germană în Sibiu? Este un motiv pentru care v-ați integrat foarte repede aici? Și mai ales pentru care să continuați investițiile în domeniul acesta sau nu doar în Sibiu? În concernul nostru, limba de vorbire este engleză. Un motiv clar pentru care noi suntem aici este faptul că în România se vorbesc foarte bine limbi străine. Avantajele sunt atunci când lucrăm cu firme germane, BMW, Audi. Aici întotdeauna avem nevoie de oameni care să vorbească direct cu clientul. Nu este motivul principal, dar categoric este un avantaj. Oamenii pregătiți în România și în special în Sibiu, pentru că înțeleg că îi antrenați, îi pregătiți pe tinerii studenți ai Universității Lucian Blaga, se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră? Sunt de o pregătire mai puternică decât alții din Europa? De ce nu? Leute, in unserem Geschäft. Deci trebuie să spunem, mai ales că suntem specializați, avem și 900 de ingineri, că avem nevoie de oameni foarte bine pregătiți, dar niciodată nu pot fi destul de bine pregătiți. Unul dintre lipsurile care există și pe care poate și pe care le discutăm cu universitatea este experiența practică. Și din cauza aceasta profităm de această colaborare, astfel încât îi luăm pe studenți la noi, le oferim această experiență practică și apoi îi trimitem înapoi să-și continue studiile. Este un cerc vicios, ca să spun așa. Studentul nu scapă, se întoarce la Sibiu, nu? Dăm și primim. Nu, cercul vicios e altul. Cercul vicios este că și trebuie să o recunoaștem cu toții și mai ales cei din mediul academic, învățământul superior românesc e axat foarte mult și nu de azi de ieri, ci e o tradiție, e axat pe foarte multă teorie. Și tocmai de aceea am deschis aceste parteneriate pentru a veni în completarea cunoștințelor teoretice cu cele practice. Și această simbioză între practică și teorie, acest balans pe care încercăm să-l facem împreună cu partenerii noștri, dă roade și cu siguranță câștigul e de partea studenților noștri. Pentru că doar acest exemplu, dar exemplele sunt nenumărate în Sibiu, studenții noștri au posibilitatea să meargă cu toții în perioada de practică tehnologică sau în perioada de internship, să meargă în companii, în instituții publice, ceea ce e benefic pentru ei. Pentru că ați adus aminte de sistemul universitar de învățământ din România. Este ceva de schimbat? Reușit să schimbați pentru noi? Poate că este sistemul acela pe care l-ați prins deja și dumneavoastră, toți cu care mă întâlnesc astăzi și poate că încă nu s-a reușit să se schimbe ceva la el. Sigur, pare paradoxal ce o să spun, dar la
prima vedere aș spune, da, sigur, e nevoie de schimbări, dar în același timp desele schimbări în legislație, în educație mai ales, nu fac bine nimănui, nici nouă celor din educație, dar nici celor care așteaptă absolvenți de toate nivelele în viața reală. Pentru că, sigur, e o discuție destul de amplă și poate într-o altă emisiune o să dezvoltăm această temă. Companiile își doresc să ne adaptăm planurile de învățământ foarte repede la schimbările rapide ce se petrec în companii. Dar totuși suntem într-un sistem de educație care poate astăzi noi învățăm studenții pentru meserii care încă nu s-au inventat. Nu putem să ținem pasul cu schimbările și nici nu e firesc să ținem pasul cu schimbările foarte rapide, cel puțin în domeniul tehnologiei. Trebuie să avem un oarecare echilibru între disciplinele fundamentale, teoria și care pune bazele profesiei și, evident, adaptarea aceasta continuă la nou. Și pentru aceasta trebuie să fim foarte atenți în această relație universitate-companii. Tocmai despre lucrul acesta aș vrea să vorbesc. Dacă teoria, cu domnul Vonica aș vrea să discut acum, dacă teoria care poate nu este la același nivel cu sistemul, cu variantele pe care le au studenții, afectează lucrul acesta. Adică studenții au parte de un sistem practic foarte nou, de bună calitate, la un nivel internațional și iată, se pare că teoria poate că nu face față. Cum se descurcă studenții cu o astfel de practică la un nivel internațional? Pot să vă spun câteva lucruri despre sistemul de învățământ medical din România. Este un sistem excepțional, foarte bine apreciat la nivel internațional. Este locul unde studentul de medicină poate să consulte, poate să interacționeze cu pacientul și, bineînțeles, este bine sfătuit de cadrul didactic care este asistent, conferențiar sau profesor. Din păcate, sunt situații în sistem când accesul la lucrurile practice nu întotdeauna este realizat la cel mai înalt nivel. Sigur, nu vă ascund faptul că în Europa de Vest studenții la medicină foarte puțin interacționează cu pacientul. În general se pune bază pe lucrurile teoretice și doar în momentul în care finalizezi facultatea și începi să lucrezi, faci practica și interacționezi cu pacientul. Menirea unui medic este să trateze pacientul și studentul trebuie pregătit pentru asta. Și la noi, la Universitatea Lucian Blaga, la Facultatea de Medicină, la noi în clinică, studenții pot să vină să interacționeze cu pacientul, să consulte, pot să participe la intervenții chirurgicale, pot să vadă intervențiile chirurgicale în direct, pot să aibă acces la laborator, la imagistica de cel mai înalt nivel și pot asimila cunoștință. Pe urmă, prin programele care au loc în școala de iarnă, școala de vară, pe urmă ne gândim foarte serios să organizăm un centru de training pentru rezidenți, în așa fel încât pregătirea lor profesională să fie la cel mai înalt nivel. Sigur că avem cadre didactice foarte bune, avem o colaborare națională și internațională unde o seamă de specialiști vin în mijlocul nostru și studenții beneficiază de aceste lucruri. Sigur că trebuie să fie pregătit foarte bine teoretic, dar în același timp să aibă acces la lucruri concrete, la lucruri practice, pentru că atunci simbioza dintre cele două lucruri duc la o bună pregătire profesională a studentului și la un eminent medic, așa cum sunt foarte mulți medici români în străinătate, unde sunt extrem de apreciați și o parte dintre ei se întorc la noi ca să ne ajute cu experiența lor să tratăm pacienții, să le facem bine. Aș vrea totuși să discut cu dumneavoastră și o latură poate uitată din perioada facultății. Spuneați dumneavoastră de studenții din ziua de astăzi care au acces la tot ce ar avea nevoie. Dumneavoastră ați avut momente în studenție când poate ați întâmpinat o dificultate peste care a fost greu să treceți din cauza metodelor de predare sau din cauza faptului că nu aveați acces la toate aceste variante pe care ei acum le au. Știți cum e? Profesia de medic este o profesie în care pregătirea trebuie să fie continuă. Nu există perioade când spui am ajuns doctor și sunt foarte bun și se termină.
Deci tu, dacă nu ești conștient că toată viața trebuie să te pregătești, trebuie să cunoști toate noutățile care apar în specialitatea ta, în medicină în general, înseamnă că te plafonezi și ai mari probleme și poți să greșești în fața pacientului, apar probleme de malpraxis și așa mai departe. Sigur că dotarea, condițiile pe care le-am avut acum mulți ani, când am urmat facultatea de medicină, sunt altele. În acest moment, studenții au acces, în afară de internet, unde au o serie de informații pe care pot să le asimileze, sunt cadrele didactice foarte bine pregătite, dotarea Spitalului Județean, a Spitalului Militar, a Spitalului Polisano, pentru că noi suntem într-o familie, încercăm toți să facem bine, ajutați de autoritățile locale, de Consiliul Județean, de Primărie, bineînțeles, în parteneriat cu Universitatea, cu Facultatea de Medicină, unde domnul rector Silviu Morar are un aport important în această colaborare, ca și domnul decan, scuzați-mă, și domnul rector Ionică Bondrea, cu care am făcut acest parteneriat. Și am ajuns în situația în care să oferim studenților și tinerilor medici posibilitatea să se perfecționeze, să vină în familia noastră și să performeze. Și cred că lucrurile o să se vadă peste ani și o să ne mândrim cu ei acolo unde ajung și sper că o parte să rămână în mijlocul nostru. Cu alte cuvinte, creați oamenii de mâine, oamenii care se vor ocupa de noi peste zi, peste noapte, pentru că trece destul de repede timpul și iată, investitorii ajută, ne ajută, îi ajută pe studenți, mai ales pe studenții Universității Lucian Blaga din Sibiu. Vreau să vorbesc și de Academia Forțelor Terestre. Spuneam de nivelul studenților și mai ales de nivelul pregătirii lor. Aș vrea să-mi spuneți dacă se simte vreo diferență, dacă studenții din România au parte de aceleași dotări, de aceeași pregătire, dacă ei se ridică la un nivel european sau chiar internațional. Pentru că îmi spuneați și chiar ei spuneau că pleacă în străinătate. Aș vrea să știu cât de apreciați sunt acolo. Studenții Academiei Forțelor Terestre au reușit în ultima perioadă să studieze afară, în străinătate, și aș enumera doar țările care sunt active acum. În Cehia, cu ei am început, în Slovacia, în Polonia, în Bulgaria, în Austria, în Belgia, în Portugalia. Anul acesta vom adăuga și Turcia. Avem un parteneriat prin Ministerul Apărării Naționale cu Academia West Point din Statele Unite. Este modelul nostru, dacă vreți să spunem. Noi suntem un West Point mai mic în România. Ne-am clădit arhitectura formării ofițerilor de comandă pe trei piloni, cel academic, cu rezultatele pe care le-am enunțat anterior, pe cel militar și pe cel al pregătirii fizice. Revenind la întrebarea dumneavoastră, sunt mândru de studenți pentru că au certificat procesele noastre de învățământ de aici, au obținut rezultate deosebite în cadrul stagiilor de pregătire și vorbesc acum despre programul Erasmus Militar, care este o inițiativă inspirată din Erasmusul pe care îl cunoaștem și care au acest celelalte universități. Participă la module de instruire de 2-3 săptămâni și vin cu rezultate foarte bune. Se integrează în echipe, pentru că de aici învățăm ce înseamnă echipa, ce înseamnă parteneriatul. Rezultatele, în schimb, în plan academic, sunt foarte bune, comparative cu acelorlalți studenți din celelalte țări, poate cu un plus în ceea ce privește pregătirea practică a studenților din străinătate față de studenții noștri, pentru că ei au și o altă filozofie, aceea instruirii în străinătate. Noi dacă facem practică doar în taberele de instrucție pe care le-am la dispoziție, DAIA, CRINTU, CINCU sau unități operaționalizate din România, ei reușesc să meargă și în unitățile pe care le au sau chiar în teatre de operații, la nivel de student. Noi încă nu avem această capabilitate. Cred că aceste parteneriate și inspirate chiar din viața de zi cu zi sunt cele care produc o nouă valoare, sunt motorul dezvoltării instituționale, pentru că stând în curte, singuri între noi, nu vom reuși să ajungem acolo unde ne propunem. Dar iată să ne întoarcem acasă, nu? Pentru că programele Erasmus la asta se referă. Studenții merg, învață, mă văd și din alte părți cum se întâmplă și mai ales au acces la o altă societate, la o altă cultură și se întorc în Sibiu pentru a ne aduce un suflu nou, ca să spun așa. Aș vrea să vorbesc cu domnul Cindrea în calitate de profesor universitar doctor de data aceasta, pentru că știm că îi învățați pe studenții de la Facultatea de Științe Economice. Cum îi vedeți ca viitori funcționari publici, viitori oameni mari care se ocupă să ne administreze, cu alte cuvinte?
Cu siguranță Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Științe Economice și nu numai, vorbesc și Facultatea de Drept, de Științe Socio-Umane, Medicina pregătește pentru economia județului, pentru administrație, pentru spitale, pentru unitățile sociomedicale. Din punct de vedere Consiliul Județean avem 7.000 de salariați în 43 de unități economice sau unități aflate în subordine, de la 3 spitale, 3 centre medico-sociale, 19 unități de asistență socială, dar avem și drumuri județene, aeroport, muzeu, filarmonică și mai departe. Suntem unul din cei mai mari angajatori. Ca profesor încercăm, cred că secretul succesului pe piața muncii, fiindcă asta este specialitatea mea, este capacitatea de adaptare a învățământului la ceea ce cere angajatorul. Dacă noi în școală reușim, pe lângă pregătirea teoretică, să-i dăm și acel plus de pregătire practică, unde trebuie dezvoltată programa de pregătire și îi pregătim prin practică, prin lucru în perioada vacanțelor, printr-o programă cu o practică bine țintită, putem pregăti ceea ce își doresc angajatorii. De fapt, noi trebuie să-i pregătim ce își doresc dânsii, nu ce dorim noi, și să mărim viteza de adaptare a planurilor de învățământ și să ridicăm nivelul de pregătire la așteptări. Dacă reușim acest lucru, va fi bine. Eu cred și există un studiu, cel puțin pe zona economică, ponderea celor care și-au găsit un loc de muncă în 12 luni este ridicat. Și nu că sunt și profesor, cred că este un model la nivel național, gradul mare de absorpție pe piața forței de muncă și cred că este un criteriu pe care l-au avut în vedere când au ales Universitatea Lucian Blaga, când au ales Academia Trupelor de Uscat, când au ales Sibiu ca loc de pregătire. Sunt tinerii din ziua de astăzi mai îndrăzneți? Au curaj să se implice mai mult, să își ceară drepturile? De multe ori eu stau și mă gândesc, mă compar cu ei. Sunt mai bun ca noi. Fiecare generație este mai bună, deși foarte mulți spun că tinerii din ziua de astăzi nu sunt mai buni. Depinde ce vezi, partea plină sau goala paharului. Eu văd partea plină, fiindcă lucrez toată ziua cu studenți și marea majoritate sunt nu buni, foarte buni și mai buni ca noi. Și fiecare generație e mai bună ca cealaltă. Dacă mă gândesc acum 10 ani, studenții de acum sunt mai buni ca cei de acum 10 ani. Această afirmație cu siguranță merită aplauze. Și pentru că am vorbit despre studenți, mai am aici studenți la inginerie cu care încă nu am discutat și pentru că suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să-mi spui care este varianta pe care tu ai ales-o, să-mi spui cum te numești în primul rând și mai ales ce înseamnă să lucrezi, ce înseamnă să lucrezi pentru o companie de un renume internațional. Bună, numele meu e Radu, sunt student la inginerie anul 4, secțiune calculatoare. Și lucrez la Continental din vară, de anul trecut din vară și e, aș putea spune, unul din cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în studenție. Înveți tot timpul lucruri noi, lucrezi cu materiale noi, tehnologii noi. De ce ai ales Sibiul pentru a-ți urma această carieră? Sunt aproape de casă. Mai exact de unde ești? Din Sibiu. E perfect, de aceea ales Sibiul. Și mai am aici un student la inginerie pe care trebuie să vi-l prezint. Aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine pregătirea încă din timpul facultății. Este important să lucrezi de pe acum, să faci practică? Bună, sunt Răzvan și consider că da, este destul de important, deoarece capeți o experiență profesională încă înainte să termini efectiv facultatea, să devenim ingineri și este un punct destul de bun. Cum te simți la Sibiu sau nu-mi spune că și tu ești din Sibiu? Eu sunt din Sibiu. Excelent, înseamnă că ne simțim la Sibiu și tocmai pentru că suntem la Sibiu, trebuie să încheiem această discuție de astăzi, nu înainte de a-l ruga pe domnul rector să ne spună, să ne transmită câteva gânduri, câteva idei. Așadar, domnule Bondrea, vă rog să ne spuneți nouă studenților de peste tot, pentru că vreau să mă consider și eu așa în momentul ăsta, câteva gânduri și mai ales sfaturi pentru viitor. Da, e greu să dai sfaturi când aproape zilnic te întâlnești cu studenții și le dai sfaturi zilnic. Sigur, alegerea Sibiului
pentru un student este o alegere bună, din multe, multe considerente. Dar lucrul cel mai important este că în universitate, și cred că și domnul rector e de acord cu mine, deși regulile militare impun și altceva, dar în universitate și în calitate de student și profesor, trebuie să fii creativ. Trebuie să încerci ca în fiecare zi să faci un lucru pe care nu l-ai mai făcut. Pentru că viața aceasta de student și nu numai viața de student, dar și ca profesor, mă consider în acest mediu universitar, mă consider întotdeauna tânăr. Și tinerețea se datorează studenților mei. De aceea aș vrea cu foarte mare tărie ca întotdeauna când absolvenții noștri termină peste câțiva ani să se reîntoarcă cu drag în universitate și atunci când termină o facultate din cadrul universității să nu închidă ușa de tot, ci să revină din când în când. Și acest lucru e posibil prin organizațiile alumnii pe care le avem în cadrul universității și e bine să-și aducă aminte de unde au plecat și încotro se îndreaptă. Mulțumesc foarte mult! Vă rog în aplauzele voastre ale studenților să aplaudăm încă o dată pe invitații mei. Domnul profesor inginer dr. Ioan Bondrea, rector Universității Lucian Blaga din Sibiu, domnul profesor universitar dr. Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu, domnul Oswald Kolb, director general Continental Automotive Systems Sibiu, domnul dr. Ilie Vonica, președintele grupului Polisano și domnul profesor universitar dr. Ghiță Bârsan, rector și comandantul Academiei Forțelor Terestre. Nicolae Bolcescu, Sibiu, mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, rămâneți cu noi și ne revedem data viitoare, peste o săptămână.